dimineața! Bine v-am găsit dintr-o zi de 8 decembrie. E puțin soare afară, mă rog, acum se mai vede că sunt pe o alee. Că sunt pe o alee și sunt case, ia soare! Ei, da, l-am văzut dimineața, răsărit frumos. Astăzi am fost hărnicuța, așa, m-am trezit de foarte de dimineață, adică înainte de ora 6. Mie îmi place să dorm dimineața, să ne înțelegem, în afară de zile în care lucrez și trebuie să mă trezesc înainte de 5. Astăzi m-am trezit înainte de 6, pentru că mergem la manicură, pentru că am niște unghițe foarte, foarte crescute, măcar au rezistat de data asta. Și ne facem manicura pentru Crăciun și tot stau și mă gândesc de câteva zile dacă să îndrăznesc să-mi fac unghiile roșii. Mie îmi place roșul, dar nu știu, nu mă văd stând cu roșu pe unghii o lună de zile sau 3 săptămâni sau nici măcar o săptămână, sinceră să fiu. Dar vedem. Sunt în mașină, așa cum se vede, și aici e o groapă mare. Suntem atenți. S-a mai încălzit parcă un pic afară. Nu s-a încălzit, sunt minus 2 grade, vorbesc prostii. Nu știu ce am avut impresia că s-a încălzit. Și mergem la unghiuță, așa cum am zis. Vreau să mai... de ce m-am trezit dimineața? Asta vreau să vă zic, de fapt. Că, pentru că o să lucrez de după amiază. Și acum de dimineață mă duc la manicură, e 8:20. La 8:30 avem programarea, dar ajung acum imediat, în 2 minuțele. Ce fain a parcat ăla. În fine, neinteresant cum s-ar zice. Haide să facem aici, pe aici. Da, să parchez și eu pe aici pe undeva. Am ajuns la destinație și parcăm. Uite așa. Am văzut o pisicuță, ce frumoasă, un puiș de pisică, cum a fost pisicuța mea pe care am pierdut-o, foarte frumoasă, stați așa să mie. Așa, nu opresc motorul că mi este fric, mă rog, acum s-a încălzit în mașină, mi-am dat drumul și l-am încălzit. Dar vă ziceam de ce m-am trezit de dimineață, pentru că la 8:30 punct am programare la manicură și înainte să ajung la manicură vreau să fac ceva de mâncare, pentru că mă întorc undeva pe la 10 și ceva acasă și la 12 trebuie să plec la muncă. Așa că vreau să mă asigur că nu o să trebuiască să mă grăbesc să fac mâncare. Așa că a fost perfect. M-am trezit dimineața, am făcut un pilaf și văd două șnițele și chiar mi-a mai rămas vreo jumătate de oră. Și mă gândesc dacă când mă întorc facem și o ciorbică de sfec, adică fac eu. Să fie două feluri de mâncare, pentru că apreciez că stă soțul cu micuța și măcar să le las mâncare. Știu cât e de dificil să faci cu ea. De aceea dimineața chiar a fost super, super liniște. Astăzi o să facem cumva, sau nu că astăzi, am început daily vlog-ul ca să avem un daily vlog sau un vlogmas pentru mâine 9 decembrie, așa că o să filmăm astăzi și mâine. Vă arăt când ies la manicură. Manicura, acum sunt super, super crescute, așa cum se și vede. Vedem ce culoare le facem, am gândit, v-am spus, roșu sau verde sau albastru închis, un albastru cerneală. Vedem, să vedem ce îmi spune și fata care îmi face manicura, pentru că o să și cu ea. Și o să vă mai arăt câteva lucrușoare pe care am vrut să vi le arăt și am tot amânat. Și cam atât. Și mâine, nu știu, vedem. Poate vă arăt, facem clipul acela despre filme. Ce filme de Crăciun puteți să vedeți pe Netflix. Pentru că nu știu dacă o să pot să fac un clip doar despre asta, dar vedem. Vedem. Dacă avem material suficient pentru acest clip, nu mai facem în daily vlog și recomandările de filme. Dacă nu, și atunci o să fie și recomandări de filme, dar separat. Bun, nu vă mai nebunesc, cobor că am ajuns la destinație și ne auzim când ies de la manicură sau mai încolo, dar oricum pentru voi imediat. Da, mă uitam că iar și am ajuns la partea unde sunt niște gropi și trebuia să le ocolesc. Este foarte frumos afară astăzi, e soare. Da, ne bucurăm pentru că a tot fost, cel puțin în zona asta la noi sau la mine, a fost frig și a fost ceață și înourat. E prima zi însorită după multă vreme, nu știu, cel puțin săptămână, două, cred. Așa că mă bucur și ne bucurăm de ziua asta frumoasă, cu toate că eu o să lucrez astăzi. Așa că da, aia este, dar e frumos afară, așa cum am zis. Sper că și la voi, sper să vă bucurați de câteva zile așa mai însorite, chiar dacă e iarnă și da, trebuie să fie de regulă, e vremea asta
mai nourată și mai mohorâtă și care nu ne place nouă foarte tare. Mă bucură zilele în care e mai frumos. Uite, o fetiță acolo, n-ați văzut-o, ba, mătura în fața porții. Frumos. Eu, gata, incursiunea la unghii a durat ceva mai mult decât de obicei, adică aproape 2 ore, dar rezultatul este super. Dacă eu și la volan. Cam așa, îmi plac tare, tare mult. Mi le-am făcut verzi până la urmă. V-am zis că nu știu ce să zic de roșu și până la urmă am hotărât să mi le fac verdele ăsta închis, care e așa foarte crăciunistic sau foarte bun pentru sezonul ăsta, zic eu. Mie oricum îmi place verde ăsta, dar acum e absolut superb. Doamne, ce place! Și mi-a pus un ren pe o unghiuță și niște, un finish așa cu sclipici. Da, o să stau aici. Acum ieșim. Un finish cu ceva sclipici, să pară așa zăpadă. Și mai de sărbătoare. E frumos. Sunt bucuroasă pentru că, da, merg acum și la muncă, dar ceva care trebuia să se întâmple, se întâmplă dimineață, așa că o să fie ceva mai liniște la miază, asta în condițiile în care și rezultatul este pe cel pe care ne-l dorim. Sperăm că, că o să fie bine. Cam asta sunt eu, asta am eu să vă transmit acum. O să ajung acasă și o să vedeți micuța. Dormea când am plecat, v-am zis. Vreau să-i dau de păpică. Le-am făcut ceva păpare și dimineața, dar acum o să-i dau niște ochiuri, o să-i fac, că mi-am dat de mult ouă. Cu căviță, cu roșioare, ceva yummy-yummy și măsline, că ei tare îi plac. Bun, ne auzim ceva mai încolo, pentru că este șoseaua principală și trebuie să fiu atentă la trafic, nu-mi permit să stau cu telefonul în mână. Până îmi vine suportul pentru telefon, cam așa vorbim și în mașină nu am un suport în telefon. Bun, ne auzim mai încolo, ceau, ceau! Încă o dată unghiuțile astea superbisime! Sunt nebună! V-am pupat! Neața dintr-o zi de 9 decembrie și m-am gândit așa. M-am trezit iarăși foarte, foarte devreme și astăzi, adică, mă rog, nu chiar cred. Dacă ieri m-am trezit la 5:30-6, astăzi m-am trezit la 6:30, asta pentru că nu mai trebuia să plec nicăieri de acasă și, bineînțeles că am mâncarea pe foc, facem o ciorbă de sfeclă, pentru că am mai făcut una și s-a mâncat tare, tare bine și mai facem una, pentru că mi-e place. Și, să văd mai bine unghiuțele, cam așa. Îmi place tare mult detaliul ăsta cu ren de aici și am pus așa un finish cu sclipici. Mi se pare super drăguțe. Bun. Este ora 8:30 acum. Nu mai am cotonete. Wow. Ba, mai am fixura. Aici. Și să facem rutina de dimineață. Care nu prea s-a schimbat. Sau nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat. Vreau să încercăm un gel de curățare de la Aven, pe care l-am primit-o de pe la Valentina Prună. Acesta, o thermal cleansing gel, purifiant, matifiant. Pentru piele grasă și cu pete, nu e cu petea mea, nici nu e chiar un tem gras, dar sunt curioasă cum curăță ăsta. De obicei îl folosesc pe cel de la Biore, pe care l-am testat împreună cu voi în luna noiembrie sau octombrie. Mai avem doar până aici în el. Foarte mult îmi place asta. Mai am pentru că, spre rușinea mea, nu îl folosesc zilnic. Dar zic să trecem la treabă. Cred că nu o să am nevoie de cotonete, că eu le luasem pentru a folosi apa micelară. Momentan o folosesc pe aceasta de la Sien, pe care o găsiți la Lidl, costă 7 lei și cred că totuși avem nevoie, pentru că deșteaptă de mine, ieri nu m-am machiat, dar am folosit rimel și nu m-am demachiat aseară. Asta înseamnă că nu mi-am făcut nici rutina aseară. Un obicei foarte prost de care vreau să scap. Haideți că nu e chiar așa mult produs. Mi-am auzit rotii și mă întreb de ce. Pentru că e, nu e la sen, nu e cel senzitat, tot fără alcool, alcool free. Ciudat, mă ustră ochii de la el, de la apa asta micelară. Mamă, dar ce tare. N-am mai plăcit. Dacă vreo cremă, nu m-am dat cu cremă, nu știu, în fine. Am mai fost apa micelară și nu mă ustră, cred că m-am dat cu cremă pe mâini.
Ai, Doamne! Uhu! Plângem. E chiar bine. Am început minunat, dar nu prea e produs, după cum ziceam. M-am dat foarte puțin cu rimel, dar cred că am cărțat-o să curățăm un pic așa și tenul. Îmi place lumina asta așa. Da, nu e. Cine știe ce pe ăsta. Bun. Deci, dacă sunteți cu care ne avem cilare bune, nu îndepărtează machiajul rezistent la transfer sau îndepărtează foarte greu. Vă recomand pe asta de la Lidl, de la Sien. Haideți să încercăm mintea asta. Hai să umezim un pic tenul. Și, stai că e. Nu l-am folosit până acum, așa că l-am desigilat. O fi destul? Mă uit acolo față ca oglinda. Miroase. E un produs foarte cunoscut, dar nu-mi dau seama. E foarte gentil. Se pare un pic uleios chiar. Nu e nevoie de mai mult produs, dar mi se pare așa uleios. Și zice că e pentru ten gras. Eu știu. Da, o să-mi spart puțin din cap să mă clătesc pe față. E foarte... Curioasă cum arată tenul după ce mă clătesc. Bine de nu curat, chiar arată bine. Nu știu cum să mă dați să mă vedeți voi mai bine, dar să știți că arată așa, luminos, foarte fin arată, sincer, nu e, mă rog, încă e umed. Da, interesantică. Știți, chiar arată bine de nu, eu mă dau mai încolo să mă uit la oglindă. Îmi place cum arată tenul, dar mi-l lasă foarte, foarte uscat. Probabil de-aia este pentru ten gras. Deci, dacă aveți tenul gras, cred că o să vă vândă mie, mie mi-l usucă destul de tare. Eu zic că am un ten normal spre mix. Bun, momentan folosim o spatulă pentru cremă și folosim serul acesta de la Verso. Mamă, ce voceam. Hop. Ce așa. Ține-te mai în spate să mă vezi mai bine. O să ia toată crema asta. Cam așa. Da, a mai hidratat tenul puțin. Asta este primit cu cuțit de la Look Fantastic, să te zic mudra. Bună dimineața! Da, de ce? Ne-am trezit? Zi, bună dimineața! Bună dimineața! E plețelul, mama. Ce faci? Ce faci, micuța? Ți-a trezit? Cam de vreme astăzi, a? Cu toate că seara ne-a culcat foarte târziu, așa-i? Cine-i golumic? Nu vreau nimic acum, mama. Nu vreau nimic, mama. Nu vreau nimic, iubito, mama. Mamă, cine acolo? Mă te mi o de bubulică lui mama. Ce faci? E tare comică ăsta mic, a mea. Pui ăsta mic. Păi uitați cum le alintăm, n-am ce să vă fac.
Da, cum ne-a lintat de dimineață când am trezit. Asta e prosteală, tu-ți curul tău. Cum ești, mama? Nu, ai un picioare goale, fata. Da? Hai să termine mama de dat pe față. Hai, te-ai cu mami aici, da? Te-ai cu mami aici? Nu ți-i scaunul. Nu ai scaun, dar cum l-ai dus? Nu ți-i scaunul tău. Stați să strâng. De fapt, ăsta nu, că poate să-și ia periuța de dinți. Are periuța ei aici. O să strângem în schimb ăsta. Tati, unde-i tati? Bun. Deci, am folosit serul de la Verso, prin drăguțul de la Look Fantastic, dar să știți că îmi place. Unde-i bebe? Apoi o să folosim Youth Serious. La Skin Chemist, acest ser pentru contorul ochilor, care scrie că e de noapte, dar îl folosesc și ziua. Apropo, am terminat acel ulei de la Emma Hardy, ce rău îmi pare. Am zis că o să mă uit cât costă în variantă full size, dacă există sau dacă e full size. O să folosesc asta pentru contorul ochilor, pentru un pic de masaj. Dacă puneți suficient ser, efectiv alunecă așa în jur, și așa de fain, e rece și cumva dacă aveți un pic de cear, când o să calmeze zona. Ai, Doamne, ce-mi place! Da, aici e zonul aproape că s-a uscat, așa că nu mai alunecă așa bine. Are efectiv o bilă de metal în capăt, care e rece, dacă aveți să-l puneți afritite și e mai rece. Să știți că au mai calmat cearcănele. Eu am și ciorba pe foc. Bun. Și o să folosim crema de zi de la Optimals Hydra Radiance Day Cream Light. Am rămas fără lumină. Adică fără curent. Cam așa arată și nu mai avem lumină, ceea ce e... Stați să verific care e treaba. Treaba e că nu mai avem curent. Vedem îndată ce se întâmplă. Cam nasol. Bine, măcar că avem gaz la aragaz să se termine de făcut. Da, nici n-are rău să mai filmăm, că sănătos. Nu știu cum să mă pun să mă vedeți. Păi să cred că am rămas fără curent. Da, mama, mulțumesc. Lasă aici. Da, o să vă las următând pentru că oricum nu avem curent. Cam asta, asta este ultimul pas, crema de zi. Și ne auzim ceva mai încolo pentru că acum e cam întuneric și nu ne mai vedem. Bye, bye! Ca să nu încheiem foarte, foarte brusc, m-am întors așa invers cu spatele la geam, cu spatele cu fața spre geam, de fapt. Și văd că luna este mai bună. Acolo vedeți șervețele care le folosesc eu să mă șterg pe față. Și vreau să vă arăt cutiuța mea de produse pentru îngrijirea tenului sau de skincare. Nu știu dacă o să facem curând o colecție de skincare, dacă vă interesează, dar parcă n-aș face treaba asta în vlogmas. Cam așa arată de mine la final. Luminos, zic eu. Bine. Și cam asta a fost rutina mea de dimineață, deci un gel de curățare, un ser pentru ten, un ser pentru contorul ochilor și o cremă de zi, iar pe buze o să folosim un balsam pe care nu l-am aici, așa că nu să mă angesc, folosesc acea mică cutiuță cu mine de la Oriflame, de obicei, mai multe variante o am eu, dar cam asta este rutina și ne auzim puțin mai încolo să încheiem acest vlog. Pentru că o să-l vedeți tot astăzi, 9 decembrie, și trebuie să am timp să-l și editez. Și micuța, ia unde ești? Se spală pe dinți. Bună! Ne spălăm pe dinți? Băgă limba în gură! Băgă limba în gură! Închisori?
Cine râde acolo? Mica. Mămbănica. Ce faci cu pieptul de dinți? Ce faci cu ea? Da, fata e acolo. Fetița. Fetița are breton, dacă aș sta cu el. Ia. Am tuns-o la salon. Cred că v-am zis, dacă nu v-am zis, a zis poate prima tunsoare ei la salon. Și a fost super cuminții că eventual v-am atășat o poză pe aici, pe undeva. Ce e acolo? Dar ce e aici, că pute? Ai făcut mama surprins dimineața la pe-mpăseam? Măi, pisimic. Pisimic și frumusel. Te faci. Cine e acolo? Ia zi, vă prinde, o las. Cuminținea pământului, ia. Cine e acolo? Adela? E Adela? Da. Un înceraș. Tata acolo. Tu acolo. Pe ță de dinți, că ne spălăm pe dinți, mamă. Ce? Tata? Hopa! Nu ne ducem jos. Da, cam asta. Ne vedem un țărică mai încolo. Bună, ne revedem din bucătărie și da, nu o să am curent astăzi până la orele 16.30 de la 8.30. Mulțumesc celor de la Delgas Grid pentru că ne-au anunțat pe internet că doar trebuie să stau să caut să văd când am curent și când nu, dar în fine. Unul e destul de prost pentru că îmi trebuia o cămașă pentru muncă și se pare că nu am curent să o pot călca. Nu știu ce fac, dar vedem. Și da, am nevoie de aspirator să-i curățăm sucul ăsta mică, măcar dacă știam că se trebuie la 8:30, aveam grijă să îi curățăm sucul înainte de asta, după somn. Așa, nu i-am curățat sucul ăsta, asta mică, toată mucoasă, nu sunt prea fericită pentru asta, dar da, nu prea am ce să fac. Sănătos! Nu o să mai urmeze mare lucru astăzi, de fapt nu mai urmează nimic astăzi, nu o să urnez bucătăria pentru că nu am curent, nu am lumină bună și nu are rost. Cred că ăsta o să fie minunatul vlogmas de astăzi, cam cu puține informații din punctul meu de vedere, sau mă rog, mai mult sau mai puține informații din punctul meu de vedere. Ce faci? Nu. No. Nu, no. Zici chiar mama. Tati. Haideți să vă arăt ce am gătit de dimineață. Ia, ciorbă de sfeclă, am zis nouă, mie îmi place ciorba de sfeclă, așa că am gătit. Cam ăsta este vlogul de astăzi, scurtuț. Cred că trebuia să vă arăt un calendar advent, să văd dacă îl găsesc. Sigur, vreau să vă arăt un calendar advent. Stați așa, să mă bag pe aici, pe dedesubt. Mă bag pe sub scară la mine, unde am un loc de depozitare. Sper că nu dau nimic jos. Nu. Haideți că am reușit. Și vreau să vă arăt un calendar. L-am dat jos. Haideți că nu l-am stricat. Un calendar advent cu ciocolățele de la Favorina 24 Merry Christmas. Cu ciocolățele nu o să le facem astăzi, pentru că, sincer, vreau să-l pun în brad. Și cam astea sunt, dați-vă cum mă întorc, sortimentele, da, mă vedeți pe mine, de ciocolată care se regăsesc în această cutiuță. Da, dacă are folie, se vede. Dar mi se pare super drăguț și eu vreau să-l pun sub brad. Îl găsiți la Lidl la 24 de lei. Și, apropo, vedeți, nu e chiar degeaba pălăvrăgeală așa de astăzi, să vă zic că la Lidl găsiți multe dintre jucăriile de lemn la reducere săptămâna aceasta. Dacă intrați în aplicația Lidl Plus, o să vă las aici o poză cu câteva dintre ofertele pe care le găsiți. Sunt niște cupoane și aveți simplare bucuria XXL o reducere de 100 de lei, deci practic de la 549 la 449, mi se pare reducere considerabilă. Dacă aveți în vedere să luați un astfel de cadou pentru copilul dumneavoastră, masuța de machiaje cu vreo 50 de lei reducere, cred că restaurantul cu vreo 75 de lei, deci găsiți reduceri bune, vă las eu aici cupoanele la rând să le vedeți, să știți despre ce este vorba. Și da, cred că e o ocazie bună să luați acum aceste jucării, dacă vă interesează. Din punctul meu de vedere, cel puțin, eu așa zic.
Bun, cam asta este tot ce am să vă zic pentru astăzi și noi o să ne vedem cu siguranță luni și cred că totuși luni are să fie, de fapt nu cred, sigur o să fie cu ceva decorat. Vom decora o sfară din decorațiunile pe care le mai am. Anul ăsta v-am zis că nu cumpăr decorațiuni și chiar n-am cumpărat până acum. Nici nu intenționez să cumpăr ceva anume, doar dacă nu știu. Dar chiar am nevoie cam foarte multe de anul trecut. O să vi le arăt pentru că sunt și oameni noi aici la mine pe canal. Dar și pentru ceilalți care poate nu mai știți de anul trecut cam ce decorații am avut și o să decorăm partea asta așa de acolo de sus din bucătărie, partea aceea de jos, luăm minunații bostănei de Halloween că a trecut toamna și poate decorăm totuși și în living partea cu șemineul. Da, cam asta, asta mică plină de treabă aici. Da, suntem plini de treabă, nu? Cam asta pentru astăzi și noi ne auzim luni, decorăm împreună. V-am pupat să aveți un weekend de vis.